Xbreaker este sponsorizat de G2A, prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 Ultimate Team. Suntem în prima divizie, avem 4 victorii și o înfrângere în 5 partide. Nu ducem rău deloc, ne mai trebuie 2 puncte pentru a evita retrogradarea. Avem șanse și la câștigarea diviziei. Mă gândeam să facem un transfer la echipa de Serie A, să vă arăt unde. Vedem, îl avem aici pe Florenții, dar aș vrea să schimb cu un jucător foarte bun. Acum e un card nou, haideți să vedem, Abate, Ignacio Abate, și dăm card special. Haideți să căutăm pe Abate special, să vedem dacă totuși găsim. Și la un moment dat 176-135.000, haideți să vedem, dăm să comparăm prețurile, să vedem 120.000, să vedem ce găsim. La prețuri acceptabile, zic eu, căutăm doar 120.000, văd momentan cel mai ieftin jucător, 116.000, iată, 116.000, căutăm până pe la o oră, cam așa, rest n-are rost să mai căutăm, până acum 116.000, 113.000, cel mai ieftin, 110.000, văd, e ok, ăla costă 10.000, 110.000 Abate, este un jucător fenomenal de bun, dăm să-l cumpărăm. Direct, Ignacio Abate, un nou jucător, un jucător bun după părerea mea, îl trimitem la club și îl cumpărăm. Am dat 100.000 pe Abate. Dacă vă doriți în continuare astfel de episoade și vreți să mai facem transferuri, nu uitați să lăsați în comentarii și nu uitați să apăsați și butonul de like. Haideți să vedem dacă trecem de 1000 de like-uri la acest episod și să vedem, îl schimbăm pe Florenții, nu mai avem ce să facem cu el. Chiar nu mai avem ce să facem cu el acum, pentru că l-avem pe Abate, 84, are Abate, skill-uri bune, 94 pacing, 83 dribbling, la șunul stă foarte bine, stă bine la defense, la pase, pe physical, stă destul de bine, 99, haideți să-i dăm un fitness aici, ca să flybe și el 99, îi dau fitness, îi dăm de astea, de silver, da? Nu, îi dăm de bronz dacă avem și ia uite că avem. În aceste momente echipa e completă și haide să mergem să jucăm. O partidă interesantă va fi, trebuie neapărat să câștigăm pentru a evita retrogradarea. Smalling și Son n-au contracte, trebuie să le dăm acestora contracte momentan, dacă ei n-au contracte, haide să le dăm noi, 1083 de contracte am, foarte multe cei drept, chiar foarte multe contracte, le dau de astea. Son, un jucător fenomenal de bun, cred că ei printre cei mai buni jucători ai mei. Eu așa zic. Mergem să jucăm și să vedem ce adversar ne pică. Data trecută am picat cu doi hacker, dacă nu mă înșel. Unul din el și-a dat autogol, altul a ieșit direct, dar asta este. N-avem ce să facem. GGG99. Cred că e român. Da. E român. Jucăm împotriva unui român. E tare. Iată. Cei trei n-am mai jucat FIFA de... am jucat cu Bogdan. 82 cu 77 are el. Un hibrid văd eu pe aici, Portugalia, Spania, Germania, Franța, Premier League, doamne ce, da, nu știu, oare să joace? Nu cred că va juca, nu știu de ce, dar nu cred că va juca, asta este, n-avem ce să facem, așteptăm să vedem dacă intră în joc sau nu, sper să ne intre pentru că am nevoie de victorie, dar el are doi jucători sub formă de împrumut, Marez și jucătorul de la Almeria, l-are pe Savic, Vidal, Casillas, jucătorul de la Valencia, fundașul stâng, asta când scapă numele, Gaia, da, mă deconectează, asta, altul dreia, până la urmă, oricum, am așteptat foarte mult și m-am enervat și am ieșit de mes, sper să nu-mi dea înfrângere, sper din tot sufletul să nu-mi dea înfrângere, haide să vedem, dar nu înțeleg de ce. Adamul mi-a dat înfrângere. De ce să-mi dai înfrângere când... Aoleu, aoleu, cât am așteptat. Degeaba, n-am mers. N-am avut ce să fac. Chiar n-am avut ce să fac. A dat acolo cu... nu știu, până la urmă am dat să ies din joc, pentru că nu mai suportam. Chiar nu mai suportam așa ceva. Hai, focalizează bine camera asta. Așa. Asta, aveam nevoie de asta. Îmi doream foarte mult să-mi facă FIFA o chestie de genul și să nu-mi plece jocul. De mult așteptam așa ceva, mersi frumos, când speram la victorie și la șansa de a câștiga această divizie, ia uite ce se întâmplă. De ce oare?
Nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat asta. Dacă mi se mai întâmplă o dată, e clar. Mai avem 4 meciuri de jucat, 12 puncte, trebuie să câștigăm toate meciurile. Acum e mai greu. S-a găsit adversarul, are cam lag. Are cam lag, dar asta este. Sper să nu fie un lag insuportabil. Sunt curios cum va juca Bate la debut. Am pierdut acea partidă, mor de nervi, 82%. L-are pe Samuel Eto'o, bun, mamă, la cazetă, la mărupe, e hibrid, bună echipa asta. Dar să vedem dacă Sky va juca, FC Sky. Dacă mi se întâmplă, iar așa nebunesc. A, nu. Credeam că iar mi se întâmplă să stau acolo 5 minute și să-mi iasă. Până la urmă se luptă, câștigă balonul cu noroc, mingea rămâne posesia noastră, Salah. Salah! 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 Bravo, Parolo! Oh, ce ocazie mare rată în Parolo. Pasa nu e bună. Pasa nu e bună, Dybala. Are puțin noroc aici, Dybala. Cădea și era penalti. Vine o centrare. Prinde portarul. Haide. Pleacă și tu, Perisic. Pleacă și tu, Perisic, că pleacă și Dybala. Pleacă și Dybala. Ah. Alexandro. Am schimbat bine aici. Alexandro, Dybala. Mai departe, Nainggolan, fault, 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 fault. No, nu a dat. Am crezut că se va da faultul. Nu așa, Koulibaly. Bine, bă, băiatule, Manolas, impecabil. Și cred că aici se termină prima repriză, 0-0. Da, se termină 0-0 cu multe ocazii pentru mine. 7 la număr. La, pentru Salah, dacă nici acum. Dacă nici acum, Salah. Salah ratează. Ce bă, dă-i-mă pe jos, dar am vrut să vizez colțul lung, nu, acolo. Vine Marchisio cu o nouă centrare, Manolas cu capul. Parolo foarte bine. 1-0. Parolo marchează. Marchetti n-are ce să mai facă. Oh, bine, bară gol. Cu puțin noroc, ce-i drept. Cu puțin noroc marcăm la faza asta. Reușim. Un lucru bun. Parolo, iată că reușește acum să marcheze. Salah, o preluare foarte bună. De această dată Salah foarte bine, Dybala. Dybala, Salah, din prima. Perisic. Câte ratări. Nainggolan, până la Salah. Foarte bine, Salah, dacă nici acum. Du-te, bușinosu, mă. Schneider, la scurt. Thierry scant, Alexandru de pe linia porții. Alexandru de pe linia porții și Dybala pleacă. Haide, Dybala. Dybala, aș prelege cam mult balonul. Dybala profită de acea eroare. Dybala. Dybala. Doamne, Dumnezeule, ce e aici? Câte ratări. Câte ratări de o parte și de alta. Salah. Dybala. E un meci pe multe ratări. Aici nici nu știu cum se execut. Bun. Marchisio, Parolo, Parolo, Perisic, te mănânc, bă, te mănânc, deci Perisic, dacă fac egalul meciul ăsta, Perisic, ești mâncat de șerpi, ești nenorocit pe viață. Bine, Marchisio, dar mingea rămâne tot la el. Dacă nu e mingea asta, Koulibaly, suntem mâncați. Bine, Koulibaly, din nou cu Salah, din nou cu Salah, din prima pentru Dybala. Din prima am dat și cu Dybala. Să fac egal. Nainggolan. Bravo. Bravo, Nainggolan. N-a ce gol iau. Bravo, lasă-l că merită. Prea mult am ratat. Efect și gol. Prea mult am ratat. Hai, Salah. Măcar acum, în ultimul moment. Dybala. Ce să facă? Ce să facă, bă, Dybala? Dă-mă golul de 2-1. Dă-mă golul de 2-1, că îl merit. Doamne, Dumnezeule. Nu, că merit golul. Merit golul, pentru că am fost fraier și n-am dat gol când trebuia. 3 minute. 3 minute. Hai mai repede cu pasa. Pleacă.
gata, nu mai am șanse. Cum fac egal? Băi, cât a ratat? Bă, cât a ratat? Cât a ratat? Are 40 pe poartă și el. 3 meciuri, 9 puncte, deci nu mai am șanse la câștigarea diviziei. Asta este. Ratări ca acum nu am mai întâlnit de mult. De mult. Asta este una. Deci n-ai ce să faci. Când n-ai ce să faci, n-ai ce să faci unde ești Florenții. Unde ești Florenții să te pun, să te schimb cu Abate. Îl schimbăm pe Florenții cu Abate, n-avem ce să facem. Abate care a jucat bine. A jucat bine, dar Otamendi și Koulibaly n-au contracte sau ce s-a întâmplat acolo, da. Aia să-i dăm contractele lui Otamendi. Am 105 contracte gold, pot să fac bani și cu ele. Și cu Koulibaly. Băi, Nainggolan, dar nu știu cum o comite Nainggolan de fiecare dată. Nu știu cum are Nainggolan bulanul ăsta. Să o comite el de fiecare dată. Asta este, n-avem ce să facem. Mergem la următoarea partidă. Un rezultat de egalitate ne menține în această divizie. Și să vedem totuși ce vom face. A fost un meci în care nu știam pur și simplu ce să fac în momentele de finalizare. Am dat și golul ăla cu parolul destul de norocos, să zic așa. Mamă, când joc, când văd turci, nebunesc. Pentru că au lag, știu asta. Și aia e. Bă, da. Iese. Deci dacă ăsta nu mi-a ieșit, am presimțit că mă va egala. Am presimțit că mă va egala băiatul ăla. Asta este, dar e pe Zidane antrenor. Modric, Dybala, Higuain, Vardy. Nu știu. Dar nu știu dacă va juca. Ba da, se joacă. Haideți, Ture. Hai, Loris, ieși, boxează Loris. Nu trebuie să lăsăm să șuteze. Oh, dar șutează slab Carvajal. Ce șansă mare am avut de contraatac. Și e 1-0. E 1-0, foarte bine mi-a făcut aici cu Higuain. Foarte, foarte bine. Și asta este, mai uitam ca meciul Real Madrid cu Atletico Madrid, e 1-0 momentan. Și mă uitam că a dat o foarfecă un jucător de la Atletico. Frumos, da, a fost portarul acolo. I-am pus mingea pe tavă. Noroc că trage acolo, Loris se ridică foarte repede. Na, că mi s-a deconectat ăsta. Mi s-a deconectat joystick-ul. No, nu te... Mi s-a deconectat joystick-ul, bă, dacă iau gol la fază asta nu e corect. Oh, ce noroc am. Mi s-a deconectat joystick-ul, dar de ce? Cred că nu mai am baterie. Poate centra. O face Son, Son. 1-1. 1-1, Son reușește egalarea, lovitură cu capul, bună. Bună centrală lui Marțian, l-am criticat, dar iată că acum centrează bine. Reușim să egalăm în aceste momente. Stăm în continuare în prima divizie. Nu Smalling, nu așa Smalling. Loris foarte bine. Haide Kante fața golului. A fost luat la umăr. Mane până acum nu s-a văzut, deși are o viteză în plus. S-a dat faul. Ia, de ce faci faul, măi, ia? De ce faci faul, ia? Asta este, n-avem ce să facem. Măcar, da, se intră la pauză cu 1-1. 1-1 a avut ocazii mai multe acum el. El a avut acum ocazii mai multe. Mai să primesc golul că mi s-a deconectat joystick-ul. Mane nu și le face. Son de pe loc! Oh-ho-ho! Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, Son! Ce golață! Ce golață! Ce să mai facă portarul la fază? Suntem 52, dubla lui Son. Dubla lui Son și reușim să preluăm conducerea. Bine, băi, Walker. Ne-am încurcat puțin la faza asta. Son. Kante, a plecat Marțial. A plecat Marțial în fața golului. Marțial, 3-1. 3-1. Bine, băi, Marțial, gol și pasă de gol. A jucat slab, dar Marțial nu ratează niciodată. Mă mai uit că Realul e un meci strâns cu Atletico, e 1-0 pentru Real. Bine, băi, Marțiale, bine, bă, tati, bravo. Așa te vreau. Păcat că am pierdut meciul ăla, acum aveam șanse mari la câștigarea diviziei, dar asta este. Bine, 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 Yaya Touré. Bun, oh, a fost aproape să-l omoare pe Yaya Touré. Son aici, Son, Son,
Son, 4-1. Hat-trick-ul lui Son. Hat-trick-ul lui Son în formă maximă. Reușim să ducem scorul la 4-1. N-are ce să facă Keylor Navas. Învins pentru a patra oară. Cum întoarcem scorul? Și cred că iese. Smalling, imperial. Ce șansă mare a avut adversarul. Aici de a marca Son. Bară. Son, păcat, păcat. Putea reuși al patrulea gol în această parte. Marțial. Se accentează și el. Nu-i nimic. Otamendi bine. Fundașii astăzi au fost la nivel mare. Marțial nu mai poate. O să-l schimb, când am mingea, îl schimb. Smalling, încă o dată, fenomenal, a plecat Son. Son în fața golului, încă o dată, Son, bară, ho, ho. Doamne Dumnezeule, ce face Son? Marțial, nu am înțeles aici. Chiar n-am înțeles aici ce s-a întâmplat cu Marțial al meu. Haide, haide că nu ne face Carvajal. Bun, facem modificare și noi, facem modificare și noi. Îl schimb pe Marțial care pare că se accidentează. Dar am pe cine să bag? Jamie Vardy. Și-l schimb pe Son, îl pun aici. Las pe Vardy în centru. Son are niște execuții fenomenale. Niște execuții fenomenale. Așa te vreau, Son. Ah, așa te vreau la fiecare partidă. A avut și ghinion. Deci putea să dea 5 goluri în meciul ăsta. Dar, na, nu mereu poți marca. Walker. Bine, Walker. Mane. Ținut de tricou Mane. Mane. În care o vine și Jamie Vardy. Au, cât de aproape a fost. Cât de aproape a fost Kanté acum. Kanté. Gol, 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 gol. 5-1 Kanté. 5-1 Kanté și e gol atât de Madrid. Griezmann în minutul 85. Oh. Da. Iată, Griezmann marchează în minutul 85. Aici Kanté șutează minge deviată cu mâna oricum. Deci era și penalti. Reușim. Să ducem scorul la 5-1 după ce am fost conduși cu 1-0. Nu știu, nu prea mă așteptam să revin în acel moment. Mă speriasem puțin că puteam pierde această partidă și a nou rămâne în prima divizie. Dar de oricum mai erau meciuri de jucat. Dar na, știți cum este. Te mai intri și te gândești la tot felul de chestii. Otamendi. Jamie Vardy. Mai departe, hai cu tot cu Vardy. Oh, Jamie Vardy, Jamie Vardy. Jamie Vardy, ce șut slab. Aici adversarul, nu mai gata. Gata, a ieșit. Eu văd golul lui Griezmann. Mamă, cât noroc a avut la golul ăsta. În sensul că a fost foarte aproape portarul să ajungă la minge. Biletul nostru în continuare din seria de pariuri în joc cu golul ăsta lui Griezmannito. Noi reușim Son nota 10. 5-1. Rămânem în această divizie. Păcat că n-am avut șanse mai departe. Suntem calificați pe FUT Champions pentru data viitoare. Da, prieteni, cam aici se va termina și episodul nostru. Eu am fost X-Breaker. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!